plăcinte și chifir, cred că sunteți gata de lucru. Este, așa cum anunțat la meeting-ul nostru din fața CNA-ului, avocata Ana Ursache, care are detalii importante despre ceea ce s-a produs azi la CNA în cazul Renato Usatăi. Ana, ai cuvântul. Dați-mi un microfon, așa se aude bine, cred că, da? Bună ziua, stimați cetățeni, bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Vă mulțumim foarte mult. Eu din start, pentru mulți stimați susținători, pentru întreaga societate care se prezentă aici, vreau să înțelegeți că este o conferință de presă făcută de avocați, deci la momentul de față nu ne aflăm la un meeting politic. Știu foarte bine că trebuie să scandăm și asta o să facem necontenit, dar vă rog acum să mă lăsați să vorbim strict subiectul juridic și acel subiect care preocupă acum o lume întreagă, inclusiv dragii noștri reprezentanți din presă, care o să ducă mesajul meu și colegul meu, Igor Șeremet, către întreaga lume cu privire la acest caz. Aș fi vrut să-i spun fără de precedent, dacă nu asistam deja în toamna acestui an la mai multe rețineri în lanț atunci când oamenii indezirabili regimului sunt plasați în detenție din cauza factorului comanditar. După cum știți, stimați reprezentanții ai presei, ieri, 23 octombrie 2015, Tousatăi, lidera unui partid de opoziție, o voce care s-a făcut auzită împotriva regimului criminal care s-a instaurat în țara noastră, a fost plasat în detenție în urma unei rețineri ilegale care a avut loc în fața aeroportului internațional Chișinău, atunci când ridicat de către colaboratorii SIS și dus în fața procurorilor Procuraturii Generale. O să vă propun, dragi reprezentanți ai presii, următorul program al acestei conferințe. O să am un mesaj din partea lui Renato Usatăi către mass media și către toți susținătorii partidului, dar și pentru toți cei care sunt interesați de aflarea adevărului. În acest caz, îi voi da citire acum, pentru că este o scrisoare pe care mi-a transmis-o clientul din izolator. Astăzi am lucrat cu el începând cu orele 10 și până acum, până aproape la ora 3, când i-a fost înaintată învinuirea. Cu privire la detalii juridice, la natura acuzației și alte detalii legate de acest proaspăt intentat dosar, o să vă invit să-mi adresați întrebări imediat după ce dau citire acestei scrisori. La fel, vreau să-l rog pe Igor, colegul, coechipierul și cea mai de încredere persoană, avocat, cu care am avut onoarea să lucrez și în luna noiembrie, atunci când inițial au fost începute înfăptuirea comenzilor lui Plahotniuc împotriva lui Renato Usatăi, care o să vă explice și vă îndemn să-i dați întrebări și la acel capitol despre ce mai înseamnă alte speculații cu privire la alte dosare penale în privința lui Renato Usatăi. Așadar, scrisoarea pe care o adresează Renato Usatăi din celula izolatorului CNA. Are un început așa în stilul lui Renato Usatăi. El spune că ei se referă la cei din regimul criminal care s-a instaurat în țara noastră. Și mai departe citez. Erau sigur că eu nu o să mă întorc. Și au făcut și ei ce au putut și cum au putut. Ideea era ca prin intimidări să mă facă să părăsesc, ori fiind plecat să nu mă întorc în Republica Moldova. Eu nu mă las intimidat și nu voi părăsi protestele din cauza isteriei regimului care se prăbușește. Pentru prima dată de când e la această funcție, Timof ți-a dat un semn de viață, scrie Usatăi. Ordonând arestarea mea, cred că era mai bine să se trezească mai devreme, dar nu pentru comenzi legale, ci pentru a face ceva bun în țară. Mă întreb de ce în celula unde sunt eu acum nu stă Ilan Șor, care pentru declarațiile date împotriva lui Filat are protecție de stat. Vă asigur că cea mai bună protecție pentru Șor și pentru că el să nu mai poată cheltui banii furați împreună cu Filat e pușcărie și izolarea. Așa vor fi protejați, crede Renato Usatăi, și eu împărtășesc această opinie, și banii statului și Șor de la răzbunarea lui Filat.
În cazul în care procuratura va cere arestul meu, iar un așa mandat va fi eliberat, vom vedea sunt sau nu influențați judecătorii de către Plahotniuc. Mai continuu Ion Pleșca de la Curtea de Apel să fie deranjat și dirijat de vechiul său prieten Timofte. Și am un mesaj foarte important pentru cei care au uzurpat cârma țării. Dacă eu ies, va fi vesel. Dacă nu, va fi foarte trist pentru ei. Cer procurorului general și ministrului afacerilor interne să nu mai ascundă pe sub masă dosarele înscenate mie, ci să aibă curajul să arate unei lumi întregi că acuzațiile stupide care le-au formulat sunt stupide, citesc, așa este textul original, și că cetățenii să vadă cât de mult se tem de mine cei care m-au comandat. Ceea ce ține de afirmația lui Timofte, auzită recent într-o înregistrare unde el mă numește bandit, vreau să-i spun că la moment ratingul meu în Republica Moldova este la fel cum ar trebui să fie ratingul unui președinte de țară. Iar ratingul lui Timofte este la fel de mic. Iar ratingul lui Timofte este la fel de mic ca și ratingul la restul bandiților de la guvernare. Îi recomand lui Plahotniuc să-i lase pe judecători și pe procurori în pace, să decidă conform legii. Și îi mai spun lui Plahotniuc că asta este o recomandare a Ministerului Sănătății. M-a rugat, deci asta la majoritate eu să traducă, el a spus așa, Plahotniuc, это Минздрав предупреждает. Mi-a părut rău să aflu că Filat nu mai este alături de mine în izolator și că dezbrăcarea Mireasei se petrece în penitenciarul 13. În postscriptum, jos Timofte, jos guvernul, jos alianța de la guvernare. Stimați colegi din presă, după cum v-am zis, o să simplificăm această conferință de presă în aer liber, pentru că chiar ne aflăm afară și e frig. Vă invit imediat să-mi dați întrebări, atât mie, cât și, repet, vă îndemn să-l întrebați pe Igor Șeremet, care a fost dintotdeauna avocatul și cea mai apropiată persoană a lui Renato Usatăi, cu privire la alte speculații în legătură cu alte dosare penale. Iar în privința proaspătului fabricat dosar, pot să vă răspund eu la orice întrebare. Acuzația, deci întrebarea a fost care sunt acuzațiile ce se aduc lui Renato Usatăi. Astăzi dimineață, procurorul din Procuratura Generală i-a înaintat acuzația, într-adevăr învinuirea, pentru articolul 178 alineatul 2 al Codului Penal. Asta înseamnă imixtiunea ilegală sau interceptarea ilegală a convorbirilor, inscripțiilor sau scrisorilor electronice sau de alt gen. Cu alte cuvinte, mai simplu, în fabula acestui dosar se scrie că Renato Usatăi ar fi interceptat cu ajutorul unor persoane discuțiile dintre Filat și Șor și le-ar fi publicat în internet. Însă paralel cu acuzațiile care se aduc în adresa lui Renato Usatăi, vă aduceți bine aminte despre anumite convorbiri telefonice publicate în sursele mass media al lui Nicolae Țăpăvici și cu alte persoane. Spuneți-mi, vă rog, dacă vă resurse mass media a difuzat rezultatele acestei anchete penale. Vă spun că nimeni nu știe. Până la urmă, eu vă aduc la cunoștință că noi am sesizat Procuratura Generală în scurt timp, cu toate că legea prevede până la 30 de zile examinarea unei astfel de plângere, în 2 săptămâni s-a refuzat pornirea urmăririi penale. Oameni buni, unde este egalitatea și echitatea?
se scrie că nu este posibil de identificat sursa, nu este posibil de identificat persoanele care au plasat aceste informații. Cu toate că posedăm informația cine le-a plasat, cine este implicat, știm cu certitudine că a fost implicat în acest scenariu și plasări de așa gen, sunt materiale din cadrul unei cauze penale, una la mână. A doua este implicat un colaborator din cadrul Ministerului de Interne, actualul șef interimar al ICP, știe foarte bine despre cine vorbim, l-a eliberat nu de mult. Cum obiectiv se instrumentează cauzele penale? Unde este egalitatea legii, care este asigurată tuturor cetățenilor? La acest capitol eu vreau să știu că am mai auzit această întrebare de la mai mulți din dumneavoastră încă ieri și pentru că Igor a vorbit de ilegalitățile făcute de MAI în privința lui Renato Usată și anterior, vreau să vă spun că pentru faptul că viața și securitatea lui Renato Usată, în cazul în care ar fi fost plasat în izolatorul de detenție care se află sub controlul MAI, ar fi fost în pericol, din cauza conflictului direct cu Gheorghe Cafcăliuc, care a participat nemijlocit la fabricarea și trucarea dosarelor lui, și din cauza conflictului cu Oleg Balan, ministrul afacerilor interne, care ieri, în momentul în care mașina cu Renato Usată, care era deja reținut, împreună cu mine, avocatul Ion Cerga și procurorul, ne-am deplasat din incinta Procuraturii Generale, era prezent acolo în scoarul de lângă pretura sectorului centru, avea un interes absolut neascuns față de supravegherea încarcerării lui Renato Usatăi și îmi pare foarte rău să constat că și-a permis un gest obscen în adresa tuturor oamenilor care au venit să susțină, să-l susțină pe Renato Usatăi și să afle ce s-a întâmplat într-adevăr. Vă aștept și cu alte întrebări. Întrebarea a fost dacă urmează să cerem o formă de eliberare, cum ar fi arestul la domiciliu. La momentul de față, Renato Usată este arestat pentru 72 de ore. În acest timp, întrebarea cu privire la arestarea lui preventivă încă nu a fost pusă, însă din cauza faptului că astăzi au înaintat învinuirea pentru această acuzație despre care v-am vorbit, noi suntem aproape siguri că va urma o cerere în instanță unde procurorul va cere 30 de zile de arest. Până atunci, noi am contestat însăși reținerea și până la expirarea celor 72 de ore care au început cu ziua de ieri, noi insistăm în fața procuraturii cu eliberarea lui necondiționată. Iar în cazul în care întrebarea cu privire la libertatea lui Renato Usată va fi discutată în judecată, noi evident o să cerem de asemenea eliberarea necondiționată, niciun fel de arest la domiciliu. Arest la domiciliu este la fel o formă de arestare. Hai că facem altfel. Eu, da, vă transmitem acest microfon. Domnul Sachi, sper că auziți acum. În cadrul audierilor de astăzi, cum domnul Usată i-a explicat apariția acestor interceptări și cum a obținut ei, de ei, dacă a obținut anume el? Din păcate, o să pot să vă răspund doar la... Se aude? Se aude? O să pot să vă răspund la o parte din această întrebare, deși vă spun că în procesul verbal de audiere, Renata Usată a indicat cine, cum și în care condiții i-au transmis un stick cu aceste interceptări. Din păcate, numele nu pot divulga nici ce a spus persoana care i-a transmis lui Renato Usatăi aceste interceptări. O parte din răspunsul lui, însă am conspectat-o din procesul verbal și consider că atâta vreme cât ea nu conține acele nume pe care deja le cunosc eu, procurorul și avocatul Ion Cerga, o parte din informațiile care sunt generale, dar relevante la întrebarea dumneavoastră, o să vă pot citi. Răspunsul lui Renato Usată este următorul. Ceea ce ține de declarațiile la Realitatea TV, unde eu am spus că există mai multe programe spion,
care ar putea rupe și intercepta orice discuție pe Viber, Skype, Telegram și altele. Această informație am aflat-o prin căutarea Google și din acest motiv am decis să spun că aș fi fost eu, înțelegând că tehnic asta e posibil. Însă, în realitate, eu nu cunosc cine face interceptări de așa gen și nu cunosc persoanele care i-au interceptat pe acești doi. Doamna Naursaki, astăzi la CNAS s-a cercetat doar dosarul acesta sau mai fost și alte dosare ale Renato Usatăi? Astăzi la CNA i-a fost înaintată învinuirea lui Renato Usatăi doar în baza acestei acuzații cu pretențele interceptării pe care le-a făcut. Din câte înțeleg eu, interceptările sunt într-adevăr reale, ori Filat cu Șor ar trebui să vină să infirme că sunt vocile lor, până la proba contrarie, registrările sunt reale, însă nu este dovedită nici o parte de implicare a lui Renato în a le face. Difuzarea lor, într-adevăr, îi aparține și acest lucru l-a explicat și eu v-am dat citire puțin mai înainte, deci cum a făcut-o el. Mizând pe faptul că tehnic este posibil și internetul spune că aceste lucruri se pot face. Și mai mult decât atât, cu referință la dosarele vechi care dumneavoastră ați amintit, vă dați bine seama, sunt aproximativ 16 la număr, deja de un an sunt pornite, perchizițiile efectuate, bunurile ridicate și, sincer vorbind, până în prezent, nu s-a făcut nicio măsură procesuală pe marginea acestor cauze penale. Vă dați bine seama de ce? Nu se va demonstra nimic, fără doar și poate sunt ilegal pornite, sunt pornite pentru număr, pentru a face doar declarații deșarte despre numărul cauzelor penale și au găsit deja actuala cauză penală pe marginea care să fie reținut. Mai mult decât atât, cauzele sunt pur și simplu într-o fază, spunem așa, de înghețare, fiindcă n-au mișcare mai departe. Pur și simplu. Cu toate că noi, cu Ana, i-am bombardat și cu demersuri, și cu acțiuni, și cu contestații, instanțele deja constată, oameni buni, nu te răgânați procesele penale, toate măsurile care trebuie să le faceți. Dar n-au ce face. Asta e realitatea. Doar se speculează că sunt cauze penale, dar cât sunt de reale? Vă dați bine seama că dacă nu se face nimic pe marginea acestora, pur și simplu sunt înflate. Atât. Eu aici aș vrea să vin cu o precizare, mulțumindu-lui Igor despre tot ce a spus despre dosarele vechi. Deci, în primul rând, astăzi, începând cu 23 octombrie până astăzi, vorbim doar de acuzația pe articolul 178, adică de cazul interceptărilor Filat versus Șor. Cât privește alte dosare penale, dacă ați fost atenți, chiar și în scrisoarea, în mesajul, în răvașul lui Renato Usatăi către dumneavoastră și către presă, se conține un îndemn față de Procurorul General și Ministrul de Interne să nu mai țină ascunse aceste dosare, acele 16 sau 14 sau câte sunt ele la număr, și în sfârșit să le facă publice, pentru că dacă nu publice, o să le facem noi. Și fiecare din cei interesați o să poată vedea că natura acestor dosare este una putredă și fără un succes pentru instanța de judecată. Și aici cred că a venit momentul să fac o precizare absolut necesară, pentru că în legătură cu cele 16 dosare anterioare pe care s-a vehiculat în presă că le are Renato Usatăi, iar acum sunt într-o stare suspendată, am auzit mai multe speculații pe care vreau să le combat cu vehemență. S-a spus că faptul că Renato Usatăi are aceste dosare, însă este liber și poate veni în țară și își poate desfășura activitatea politică, se datorează unei anumite împăcări cu Plahotniuc. Este o minciună sfruntată. Eu dezmint categoric și este rugămintea lui Renato Usatăi să o fac de numele lui. Este o minciună sfruntată orice colaborare cu Vladimir Plahotniuc. Dimpotrivă, isteria și panica în care a intrat acest om din cauza faptului că deja de mai multe luni de zile oamenii în această tabără, în tabăra din fața guvernului și în toată țara au început să protesteze împotriva regimului lui criminal. O altă dovadă a faptului că Renato Usatăi nu are nicio legătură cu Vladimir Plahotniuc. Vă rog să-mi scuzați lipsa de modestie, dar sunt eu. Mă aflu printre persoanele care au luptat și vor lupta vehement cu oligarhatul și cu întruchiparea acestui oligarhat, pentru că eu întotdeauna i-am spus pe nume, cu Vladimir Plahotniuc și exponenții Partidului Democrat care au uzurpat puterea în stat.
Renata Usatăi de asemenea ne-a rugat, reiterez, să publicăm lista celor 16 dosare cu o scurtă descriere a lor și cu o combatere juridică pentru cei interesați să înțeleagă că aceste dosare nu au nicio perspectivă. Prin urmare, din luna februarie, de când Renata Usată a revenit în țară și până ieri, până când s-a întâmplat acest incident barbar cu pretinsele interceptări, Renata Usată a fost lipsit de orice acuzație, ori de orice intervenție din partea procurorilor, din cauza că procurorii nu au dosar, ci au pur și simplu un volum de maculatură, de hârtie scrisă în gol. Și nicio atribuție la îmbunătățirea situației lui Renata Usată, Plahotniuc nu are. Din potrivă, eu sper și vreau să cred că va fi curând în felul următor. Renata Usată va avea o atribuție directă la înrăutățirea situației lui Vladimir Plahotniuc și alungarea acestui regim lui de la puterea din țara noastră. În privința dosarului și în privința reținerii incidentului de ieri cu implicarea structurilor Serviciului Informației și Securitate, dacă mai aveți întrebări. Doamna Ana, seara au fost făcute percheziții la casa domnului Usatăi, cât și la sediul partidului. Puteți ne spuneți ce probe au fost ridicate de acolo? La percheziția în casa lui Renata Usatăi am participat nemijlocit eu și în sediul partidului a fost colegul nostru Ion Cerga. Din datele pe care le am de la Ion Cerga, nimic substanțial care să servească interesul anchetei ridicat nu a fost, decât trei calculatoare luate de la etajul 1 din birou, de la secretare, de la secretariat. Iar din casa lui Renata Usată, acolo unde a participat și eu, s-au ridicat trei telefoane mobile vechi, niște Nokia de producere a anilor, când abia apăruse telefoanele mobile, și nimic mai mult. Eu eram martor ocular când au fost scoase doar trei cutii de bunuri depistate, paza cărora era asigurată 20 ceva de, spunem, din persoane din grupa de intervenție SIS. Asta una la mână. Și respectiv era și cordonul format din reprezentanții MAI. Da, ei vreo 40 de oameni aflați în slujba statului care primesc salarii din banii noștri, a bugetarilor, adică a plătitorilor în buget, au venit să păzească evenimentul procedural de la care s-au scos trei cutii cu telefoane vechi. Asta este adevărat. Dar este cert faptul că și data de, ca și în noiembrie 2014 au ridicat cu mult mai multe bunuri decât indicate în documentele procesuale, care sunt și până în prezent ținute în edificiile Ministerului de Interne cu argumentarea stupidă că deocamdată se efectuează expertizele corespunzătoare. Ca să vă dați bine seama, au fost ridicate și anumite materiale care ține strict de activitatea partidului. Iarăși se demonstrează de a frustra activitatea partidului și a partașilor cât și a susținătorilor noștri. Doamna Usache, totuși am o întrebare. Cum domnul Usată explică necesitatea sau scopul plasării acestor interceptări și cât de legal, în opinia dumneavoastră, totuși este plasarea? Dacă nu a fost interceptată de el, plasarea acestor înregistrări, cât de legală este? Din punct de vedere a legii, plasarea sau răspândirea fără participarea la interceptare ori fără a fi dovedită nemijlocit această interceptare nu reprezintă niciun delict. Mai mult decât atât, la momentul de față nici măcar nu cunoaștem dacă într-adevăr aceste voci sunt autentice, motiv pentru care astăzi i-am făcut procurorului un demers pentru a fi audiat Vladimir Filat și Ilan Jor, care să-și recunoască sau să nu-și recunoască vocea și pentru a fi numit o expertiză. După ce vom ști că aceste voci sunt autentice și după ce ancheta va demara înspre a căuta persoana care i-a dat aceste înregistrări lui Renata Usatăi și în interesul căreia a făcut-o, și vă spun că două nume în acest sens Renata Usatăi le-a numit, din păcate nu am un drept să vi le dezvălui, nu vă supărați, atunci vom putea vorbi de anumite încadrări. Din punctul meu de vedere, din experiența mea de avocat, vă spun că această acuzație în privința lui Usatăi este lipsită. Iar de ce le-a plasat? Pentru că Renata Usată chiar consideră că Ilan Șor este un hoț, iar părerea lui despre Filat o cunoașteți foarte bine. Cred că n-ar trebui să o mai repet.
Doamna Ana Ursache, acum Renata Ursache este reținut pentru 72 de ore. Există probabilitatea ca să fie reținut pentru alte 30 de zile, cum s-a întâmplat în cazul lui Filat? Din punctul meu de vedere, da, pentru că astăzi i-a fost înaintată învinuirea. În termenii legali, înaintarea unei învinuiri permite procurorilor să ceară mandat de arest pentru 30 de zile. Pentru că dacă omul în cele 72 de ore nu este învinuit, el nu mai poate fi dus la judecător pentru solicitarea unui mandat de arest. Și dacă învinuirea s-a întâmplat azi, ne putem aștepta la cerința de arestare mâine sau poimâine la expirarea celor 72 de ore, la fel cum eu încă mai sper că totuși voi obține eliberarea lui, deoarece am făcut și eu demersuri necesare și am contestat atât modul reținerii, cât și necesitatea acesteia. Mai mult decât atât, vreau. Alo, așa. Vreau să fac un mic comentariu de punct de vedere procesual. Luați două situații. Scandalul cu PM, în cadrul căreia prima persoană bănuită nemijlocit în cadrul acestei cauze penale este Ilan Șor. Spuneți-mi, răspundeți-mi la întrebarea, dânsul a fost reținut? Acum, ce calitate procesuală are el? Martor. Cum omul implicat în furtul miliardelor de lei, în complicitate cu un om care acum i s-a menținut mandatul de arest pe 30 de zile, stă la libertate? Și pe de altă parte, Renata Usatăi, care este învinuit în plasarea acestor convorbiri care în mod nerepetat confirmă aceste circunstanțe și temeiul nou și circunstanțele nou ca până la urmă Șor deja să fie bănuit, învinuit pe marginea dosarului acesta grav, cum dânsul, marginea unei infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, să fie reținut și ca finalitate să-i se aplice arestul. Vedeți o anumită echitate? Vedeți o anumită legalitate? Fără doar spate, vă dați bine seama că în spate stă un comanditar care vehiculează, care pune rolurile corespunzătoare și până în prezent avem ce avem. Dar luptăm înainte. Pentru că Igor a pomenit de, într-adevăr, disproporția aceasta care există în sistemul nostru judecătoresc și despre tratamentul diferențiat care se face în țara noastră, pentru că din păcate, așa lucrează justiția capturată. Vreau să fac o mică, foarte mică și foarte scurtă abatere de la subiect, ca să înțelegeți că, până la urmă, o să ajung totuși la problema reținerii de ieri. Încă mai este vie în amintirea noastră și probabil nu o să se stingă niciodată, amintirea lui 7 aprilie 2009. În perioada după 7 aprilie 2009, cu mare greu, anumite investigații pentru a scoate adevărul la iveală au făcut astfel încât, în privința la niște colaboratori de rang înalt a MAI din perioada aceea care l-au servit pe Papuc și Voronin, ei să ajungă cu dosare penale. Dosare penale, în baza unor acuzații serioase legate de falsificarea dosarului 7 aprilie, dosare și proceduri penale le-au fost intentate la două persoane despre care vreau să vă vorbesc acum. Este vorba de Alexandru Jizdan, fost colaborator al Direcției Serviciilor Operative, angajat al lui Papuc și subordonat lui Voronin în acea perioadă, și Alexandru Pânzar, adjunctul lui. Acești oameni au fost dați afară din sistem și la momentul de față unul din ei este în procedură penală, al doilea este deja în judecată, acuzat, așteaptă să-i se dea o sentință cu privire la falsificarea dosarului 7 aprilie. Știți ce s-a întâmplat de curând? Ambii acești ofițeri, dacă pot să-i numesc așa, au fost numiți de către Partidul Democrat în funcții foarte serioase. Alexandru Jizdan a ajuns prin numirea din partea Partidului Democrat șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate. Iar Alexandru Pânzar, cel care este astăzi pe banca acuzaților, a ajuns șef al Departamentului Instituțiilor Penitenciare. Cu alte cuvinte, mie nu mi se par aceste lucruri întâmplătoare și mi se par foarte legate de aceste dosare politice care au început în lanț în luna septembrie. Trecând prin arestarea lui Petrenco, chiar trecând și prin arestarea lui Filat și acum trecând prin arestarea lui Renata Usatăi, toate aceste persoane
în dosarul tuturor acestor persoane are o implicare atât Alexandru Jistan, cât și Alexandru Pânzar, care urmează să fie șeful pușcăriilor unde sunt încarcerați acești oameni. Iar în privința lui Renato, știți foarte bine, ieri ați urmărit, ca să-l rețină de la aeroport pentru o simplă citație care era, a venit o subdiviziune întreagă de mascați care purtau inscripția SIS. Mie lucrurile astea nu mi se par întâmplătoare. Eu am avut o opinie care v-am spus-o ieri și astăzi o reiterez. Opinia mea este că pentru această numire în funcție a unor persoane a căror reputație nu permitea revenirea în funcție de stat, ei își plătesc datoria față de Partidul Democrat. Și aflarea Serviciului de Informații și Securitate ieri la acea reținere absolut barbară care s-a făcut lui Renato Usatăi nu reprezintă nimic altceva decât o tangență directă și un semnal foarte clar către Vladimir Plăhotniuc. Spun asta pentru că vreau să reiterez. Nicio legătură prietenească sau de alt gen, nicio colaborare, nicio pretinsă colaborare în trecut sau pe viitor între Renato Usatăi și Vladimir Plăhotniuc nu există. Я бы хотел не задать вопрос, а просто высказать свою точку зрения. Не кажется ли вам, что вот происходящее, это на самом деле является спланированной акцией? Ни один человек в Молдавии не обладает такой популярностью, как на сегодня обладает Ренато Усатый. Та степень виновности, та статья, по которой его обвиняют, она в принципе пустяковая на уровне административного нарушения. То шоу, которое развернулось с его задержанием, было продемонстрировано на всю республику. Учитывая то, что 80% и более поддерживают Рената Усатого, это возмущает население, большую часть населения. Сейчас можно легко это население поднять и поднять какую-то волну протеста против данной воровской власти. Не спланировали ли они вот таким вот образом такой момент, чтобы у нас здесь развязать в настоящий момент украинский Майдан. То есть, когда соберется большая группа людей, могут произойти провокации, может произойти вот такая вот беда. От сегодняшней власти, потому что я не раз называла и буду повторять, называть ее криминальной властью, можно ожидать чего угодно. Тем не менее, я категорически опровергаю любую связь, что касается сценария. Рената Усатый в данном сценарии всего лишь жертва, он не мог знать об этом, он не мог участвовать в этом сценарии. Пользуясь, так скажем, вашим вопросом, я хочу также опровергнуть определенные мнения, которые появились в прессе о том, что его задержание могло быть срежиссировано, и якобы за этим задержанием все-таки стоит его, так скажем, приятель Плохотнюк, который поднимает ему рейтинг для того, чтобы одновременно с этим снизить рейтинг других политических противников. Это неправда. Плохотнюк в агонии, Плохотнюк разбирается со всеми людьми, которые угрожают ему. И Плохотнюк на сегодняшний день враг Рената Усатого, точно так же, как Рената Усатый стал его врагом. Что касается самого спектакля, который был сделан на задержание, скорее всего, вы правы, но, к сожалению, я должна отметить, что точно такой же спектакль был проведен, когда задерживали Григория Петренко, на обыске у супруги Григория Петренко, когда нашли подброшенные гранаты. Потом эти гранаты просто нигде уже не оказались, а устроили большое шоу. И даже если мне не хотелось бы сейчас говорить о Владимире Филате, даже во время задержания и ареста Владимира Филата, власти используют это шоу для демонстрации своей силы и для устрашения народа. И теперь только нам с вами, народу, решать, стоит ли бояться или лучше все-таки выходить, многотысячно выходить и бороться за права. А Майдана бояться не надо. Subiectul anunțat, adică și tot ce se întâmplă în legătură cu natura juridică a acuzațiilor care se aduc. Am încercat să
facem această conferință strict în limita juridică și până la urmă n-am mai reușit, pentru că cred că revolta omenească depășește orice limite juridice. Totuși, aștept întrebări, dacă mai aveți, în privința dosarului care a fost fabricat ieri și martorii reținerii care ați fost. Dacă nu sunt întrebări, stimați reprezentanți mass media, eu și colegul meu Igor Șeremet vă mulțumim pentru prezență. Eu întotdeauna am apreciat aportul presei la asemenea cazuri revoltătoare în societate, pentru că cu ajutorul dumneavoastră, a celor care o să vreți să fiți echidistanți și să transmiteți mesajele auzite astăzi exact așa cum au fost ele spuse, și veți promova aceste mesaje în întreaga societate pentru oamenii care probabil încă n-au cunoscut, dar merită să cunoască ce se întâmplă în țara noastră. Pentru aceasta vă consider într-adevăr un sprijin și un mare ajutor, mulțumindu-vă pentru interesul față de conferința de presă și așteptându-vă ori de câte ori o să avem subiecte legate de tot ce se întâmplă și ne doare în această țară. Vă mulțumesc frumos! Я можно дополню ответ, который только что задавали. Мы сегодня во время протеста, я лично не один раз говорил и повторял, что нас будут провоцировать, нас хотят спровоцировать. Действительно такая мысль есть у сегодняшней правящей власти и правящего режима. Мы все друг друга знаем. Даже те люди, координаторы, которые приезжают в район, должны знать друг друга. У нас сегодня в нашу толпу зашло несколько человек пьяных. Мы красиво их за руку выводим с толпы и передаем работникам полиции. Даже если мы собираемся завтра на время на судебное заседание или послезавтра, мы поступаем так же. Мирно, без каких-либо провокаций и без каких-либо терроров. Мы не должны вестись у власти на поводу и закрутить заварушку, какую они хотят. Мы не будем к этому идти и не будем мы делать то, что желают они. Спасибо. De asemenea, vreau să mă folosesc de moment, chiar și suntem într-o perioadă, pe de-o parte, spunem așa, tensionată, în legătură și cu reținerea lui Renato. Eu am un mesaj față de toți reprezentanții noștri în teritoriu, care sunt membri al consiliilor, fie raionale, municipale, orășenești, la fel primare, viceprimare, care ocupă anumite funcții publice. În limita posibilităților, transmiteți mesaje directe locuitorilor acestor unități teritoriale administrative pentru a păstra calmul, fiindcă prin lupta asiduie zi de zi și prin demonstrarea faptului că suntem puternici, noi o să realizăm ceea ce tindem să realizăm, scopurile, până la urmă, ca să fie eliberat Renato Vusatăi, și la fel să nu uităm de atribuțiile noastre de serviciu și tot ce am asumat să realizăm în beneficiu tuturor cetățenilor. Eu vreau foarte mult să fim uniți și să mergem înainte. Vă mulțumesc! Noi am vorbit azi atâta, unii reprezentanți ai mass media au fost până la urmă cu noi. Noi mai făceam glume împreună cu colegul Nicolae Țepovici că regimul banditesco-mafiot așteaptă ca Cașu, Țepovici, alții să răgușească sau să obosim. Noi am spus că vom rezista fiindcă suntem partidul nostru. Oameni buni, noi suntem la a doua fază de teroare din partea regimului asupra partidului nostru. Noi avem imunitate, putere, suntem căliți. Așa că vom rezista. Important este, cum a spus colegul Igor Șeremet, să fim uniți. Important este să avem puterea necesară să păstrăm această presiune asupra regimului, pentru că, să fim sinceri, nebunii ăștia nu au frică de nimeni, însă de propriul popor ei trebuie să aibă frică. Dacă nu, noi o să-i forțăm să aibă frică. În final, să știți că victoria va fi de partea noastră. Noi suntem poporul. Noi vom învinge, puterea este în adevăr, victorie, Renato, suntem cu tine, vom lupta până la urmă, spuneți voi mai multe, toate bune, luptăm până la capăt! Mulțumim frumos, asta a fost!